Leul moldovenesc crește în raport cu moneda unică europeană și față de dolarul american. Pentru 3 octombrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 44 de bani pentru un euro, adică cu 17 bani mai puțin decât astăzi. Valoarea unui dolar american va fi miercuri de 16 și 88 de bani, adică cu un ban mai puțin decât azi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1690 de lei și vindeau în medie cu 1695 de lei iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1965 de lei și erau vânduți în medie cu 1970 de lei.